Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara asta de Scrap Mechanic. Deci asta dată, în primul rând, după cum o să v-ați luat pe chiul meu, avem braț de microfon în sfârșit. Am luat un braț de microfon și sper să mă aud și eu mai tare, pentru că microfonul nu mai aproape de mine, dar și sper să nu se mai audă așa tare tastatura și mouse-ul pe live-uri, pe clipuri și pe tot tot tot. Această dată, ca de obicei, uitați să apăsați butonul de subscribe și de like la Foxtrix, adică la mine. Și dacă sunteți noi pe canal, subscribe și clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez. O să închidem asta pentru că îi face puțin lăguț. Opa, te-ai blocat, nu te-ai blocat. Și abonatul nostru foarte de treabă. Opa, puțin lăguț, puțin lăguț. Hai de boss, revină, ține așa. Uite, puțin lăguț de la aia când o închid. Abonatul nostru, Mihai, parcă. Am și uitat, adică nu m-am mișcat scarpa, îmi pare rău. Da, Mihai. Am modificat căsuța pentru că probabil a văzut în clip că am făcut noi un garaj și am modificat aici partea asta în așa fel încât să fie un garaj și l-a făcut destul de șmecher din câte am văzut. Adică arată foarte bine. Are loc și de o mașină și vedem dacă mai avem timp poate facem ceva, o mașină micuță care să intre aici în garaj. Da, avem, opa, putem să o deschidem de afară, să o închidem de dinăuntru, dacă vrem. Și avem și lumini. Asta nu mai știu ce era. A, da, sus aici avem niște geamuri, în caz că ne e foarte cald. Putem să le deschidem și super interesant, sper că lumea a făcut. Așa, hai să ieșim afară. Și mi-a zis el că a făcut ceva și în casă, din câte am înțeles. Și hai să vedem, oricum mai avem o creație de el. Deci că e surpriză, habar n-am ce. Tot așa aici lumini. Asta ce, oh, mamă, câte lumini. Mi-a zis el că a făcut ceva și în casă. Sunt foarte multe lumini. Pa, aici arată cam totul la fel. Aici, cât de obicei, avem puiuțul care e aici și aici chestia asta. Mamă, ce șmecheri. Aici e gen paturi. Să vedem că pot să fac o chestie. Opa. Să vedem dacă se mai închide acum. Dar trebuie să se închidă. Da. Acum avem gen paturi aici, ca lumea a făcut. Frumos, dacă vrei să dormi, 4 spalete jate. Cred eu că sunt, presupun că sunt. Să închidem astea că casa asta face foarte multă lumină. Și nu vreau să fie o problemă. De aici mai avem astea și hai să vedem ce este el, căci că e surpriză. Ne-a mai făcut o creație, zic că este surpriză. Hai să vedem. Bam, și aici jos avem, uite, chestia asta. Nu surpriză, ci secret. Bun, hai să vedem. Mam. Ok, hai să vedem. Las-o așa, hai să punem, uite, aici un bloc. Și hai să ne cum o să dăm în așa fel. Le sudez așa ca să nu facă lag, să fie totul ok. Bam. Bum, bam, pam. Ok, hai să vedem. Până și noi în al doilea, așa ca să nu avem nimic în mână. Urcăm aici pe covorul roșu, dacă se poate spune așa. Și apăsăm pe buton. Opa. Uai. Puh, ce șmecher. Așa, secrete să tot ai. Mam. Tare, interesant. Nu, și cam asta a făcut creația asta, mam. Dar e... A fost șmecheră, ce pot să zic. Chiar a fost spre fain, dar acum să stau să șterg chestiile astea, mamă, dar chiar dacă mai faci chestiile astea, pune și tu mai, ori mai puține, să nu distrug atât de mult, ori mai multe și mai puternice bombele ca să distrugă toată creația, dacă tot o face. Așa. Pentru că nu vreau să rămână pe mapa asta așa chestii aruncate, pentru că mai face lag, mai nu știu ce și după aia aiurea.
Asta le ștergem așa frumos. Bem. Deci chestia asta. Am să vede că m-am mișcat scrap de mult, că nu mai le-am cu asta. Și bem. Oh, pare că mai avem ceva timp, câteva minute. Hai să vedem dacă putem să facem o mașiniță să punem aici. Păcate că nu prea avem moduri, dar unde dacă e un bloc distanță, cred că pot să pun eu niște d-astea. Așa să vedem cum urcăm. Nu cred că urcă dacă o fac așa. Mai bine îi fac gen așa o chestie. Așa. Și îi fac o d-asta. Ca să urce. Mamă, dar multe chestii trebuie să-i pun. Nu, și facem o chestie micuță, așa, un cart, ceva. Ca să urcăm aici. Hai să vedem cum facem noi cartul. Nu văd că nu vreau să spawnez nimic. Uite așa, mamă, ce puține blocuri avem. Ce înseamnă să nu mai ai moduri. Vezi așa, chestiile foarte mici. Facem noi. Uite așa. Punem un driver seat. Așa. Și un motor, să vedem un motor, dacă vedem pe aici, că nu-l văd, uite-l aici. Un motoraș, aici în spate. Și hai să vedem cum facem cu roțile. Auzi, asta e că tot e de 4 așa și nu prea. Fac, așa, cum e bine. Să vedem cum facem cu roțile și trebuie să le facem să se rotească. Opa, pam. Pam și... Da, nu chiar. Trebuie să facem și aici, spunem direct. Asta că ne trebuie bearing. Trebuie un bearing care l-am văzut. Așa. Îmi pare rău că n-am mai postat, nu mai postez chiar frecvent, adică în fiecare zi postez o dată la o zi sau ceva de genul. Doar că vreau să vină brațul să-i microfon, pentru că odată ce aștept o chestie și vreau să aduc ceva nou pe canal, ceva la calitate sau mai știu eu ce, nu prea mai încarc videoclipuri, tocmai pentru că vreau atunci când încarc să se observe o diferență și sper eu să observe o diferență. Să spuneți și voi în comentarii dacă se vede o diferență, ceva. Eu sper să se vadă. Să ne roată asta, dacă pun așa, nu cred că e bine, nu? A, nu e bine. Fac. Ok, deci trebuie să facem asta. Ce mă la, bă, ce am chestia asta așa? Am pus acolo să se rotească, atunci uite, îl facem așa. Bă, m-am buguit, what the fuck? Ce ne-am buguit? Așa. Și asta o scoatem de aici și punem așa și așa. Acum se vede. E foarte bine. Acum... Și aici cred că trebuie să facem la fel. Nu curat așa. Trebuie să mai punem un bloc. Și aici un bloc. Bearing. Bearing, roată. Și roată. Da. Așa. Și cred că trebuie să schimb direcția la astea. Nu prea. Ia curba foarte bine dacă l-am lăsat așa. E, lasă, o să vedem. Noi vreau să fie doar așa cât de cât. Mamă, câte conexiuni are în casă. Așa. Hai să-i dăm și putere la motor. Așa, aici e ok. Pe partea aia, cât de aia nu merge el. A, bă, băi, zrotite astea, ce n-ai, bă? Ok, ceva putere puțin tel mai mare, că văd că... Dar așa, am zis că vrem să facem ca un cart, da? Pare rău dacă se aude ceva pe fundal, îmi latră câinele. Pare rău, poate l-ați mai văzut prin videoclipuri. Cred că l-ați mai văzut, nu sunt sigur. O să facem ca un cart, o să facem cu d-astea. Și cu d-astea și cu d-astea. Așa. Și cu d-astea. Să vedem. Ah, dar n-are mijloc, ai problema. Fai, de ce nu-i mijloc? De atunci facem uite, chestia asta așa. Bam.
și de astea, așa. Aici în spate n-am nevoie să-i fac ceva mai mult loc, că nu virează sau ceva. Uite, așa facem un cart foarte frumos. Mai merge să mai pun de astea. Vreo două. Ba nu, doar una. Așa. Pac. Și aici astea se rotește, deci o să-i fac așa ceva de genul. Vrem. A, nu, că se vede urât după. Să ai expres să rotească și așa. Se rotește ea mai puțin, dar măcar se rotește. Ia să vedem, se mai rotește. Opa, țăr. Aia se rotește destul, n-are treabă. Hați, 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 hați. Și aici vine așa. Bam. Și încă un ăsta, bam. Așa. Mamă, trebuie să vorbesc mult în clip, mai ales dacă sunt singur și e gen un joc așa mai plictisitor, aș putea să zic, trebuie să vorbesc o groază și mă doare gura să vorbesc așa mult. Nu că nu mi-am pus nici suc acum. Nasol. Nasol, mă, băieți, mă. Îți vede că te dezobișnuiești să vorbești, să tălâncănești în continuu. Bun, avem ăsta de colorat. Hai să facem bările. Astea, uite, le facem negre. Bam. Oh, what the fuck? Stai că aici acum am văzut că... Uite așa. Și vine aici așa. Gata, și cum arată bine. Pac, 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 pac. Am făcut și roata. Vreau să fac roata. Pam. Pam, pam, pam. Hai, roțile, uite, le facem roșii. Și astea le facem roșii. Și ăsta, să zicem că îl facem un gri, așa. Am neapărat gri, o să-l facem un gri, de ăsta, așa. Așa. Bam. Și e cam gata. Ata, mă, băieți, am făcut și cartul. Hai să-l punem la noi aici, în parcare. Hai, mă, urci. Hai, mă, că urcă, ce naiba. Pentru o mașinuță așa micuță. Și acum putem să mergem și la concurs cu cartul. Frumos l-am pus aici. Hai să facem și astea semene la fel. Să fie la fel și asta e la fel. Da. Pam, pam, pam. Și țac, 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 țac. Da. Și cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut ce am făcut eu pe aici pe Scrap. Și dacă mai aveți Scrap, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Dacă nici nu știu. Și a like. Iar noi să ne auzim probabil mâine la un nou videoclip. Ciao, vă. Pa, pa.